Scopul sabatului este de a restabili în omenire imaginea Creatorului său. Este clar descris în a doua carte a Bibliei. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel zicând: Să păziți zilele mele de odihnă, căci este un semn între mine și voi, în generațiile voastre, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințește. Voi păziți ziua sabatului, căci este sfântă pentru voi. Să lucrați 6 zile, dar în al șaptelea este sabatul de odihnă, sfânt pentru Domnul. De aceea, copiii lui Israel vor păzi sabatul pentru a păzi sabatul în generațiile lor, pentru un legământ veșnic. Este un semn între mine și copiii lui Israel pentru totdeauna. Căci în 6 zile Domnul a făcut cerul și pământul, iar în a șaptea zi s-a odihnit și s-a înviorat. Mesajul primului înger oferă cunoștința despre cum și când credincioșii trebuie să fie sfințiți, prin sabatul sfânt al lui Yahuwah, prin puterea sa atotputernică creatoare. Dacă această lumină a calendarului este respinsă de oamenii lui Yahuwah, aceștia resping mijloacele pe care cerul le-a asigurat pentru restaurarea lor. În marea luptă, Ellen White face această afirmație sobră. Refuzând avertizarea primului înger, ei au respins mijloacele pe care cerul le furnizase pentru restaurarea lor. Cei care ascultă avertizarea mesajului primului înger acceptă și mesajul celui de-al doilea înger. În Apocalipsa 14, primul înger este urmat de al doilea, care vestește solia. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. Apocalipsa 14 cu 8. Termenul Babilon este derivat de la Babel și înseamnă confuzie. Este întrebuințat în scriptură pentru a desemna diferite forme ale religiei false sau apostate. În Apocalipsa 17, Babilonul este reprezentat printr-o femeie, o metaforă care este folosită în Biblie ca simbol al bisericii, o femeie virtuoasă reprezentând o biserică curată, iar o femeie stricată reprezentând o biserică decăzută. Instrucțiunea a fost dată de spiritul profeției că predicarea adevărului este a însăși cea mai bună cale de a combate erorile. Acest lucru poate fi văzut în mod clar în controversa mare a calendarului. Adevărul despre calendarul lui Yahuwah dezvăluie înșelăciunea pe care se bazează calendarul contrafăcut. Mesajul ceresc este stabilit pe o fundație solidă de piatră, iar pe această piatră cei 144.000 vor sta ferm, nemișcați de orice pământ sau abis care poate să-i împrăștie. Spre deosebire de aceasta, Babilonul, acel monolit imens de mister, intrigă, înșelăciune și păgânism. Este echilibrat în mod precar într-o mică minciună, că Iahușua a fost răstignit vineri și înviat într-o duminică. Oricine dorește să-și suspende sentimentele nesigure și să examineze în mod rațional dovezile, va afla că în timp ce Iahușua a fost într-adevăr crucificat în a șasea zi a săptămânii biblice, răstignirea lui a căzut pe o miercuri iuliană, iar învierea sa a avut loc pe o vineri iuliană. Biserica romano-catolică și-a întemeiat autoritatea asupra ceea ce a făcut cu ziua de sabat. Satana, care lucra prin conducătorii neconsacrați ai bisericii, a manipulat și porunca a patra și a reușit să lase deoparte vechiul sabat, ziua pe care Iahu a binecuvântat-o și a sfințit-o, și în locul lui să înalțe o sărbătoare a păgânilor ca fiind ziua venerabilă a soarelui. Motivul dat pentru schimbarea sabatului în duminică, ziua păstorilor păgâni, a fost pentru a onora învierea lui Iahușua. Când se dezvăluie că Iahușua nu a înviat duminica, întreaga lor temelie este distrusă. Expunerea acestei minciuni aduce prăbușirea întregii monstruozități, capodopera înșelăciunii lui Satan. Mesajul primului și al treilea înger avertizează implicit împotriva calendarelor care sunt în contradicție cu calendarul lui Yahua. Primul mesaj este dat în avertisment înainte de legea duminicală. Acesta dezvăluie calendarul original, calendarul lunii solar stabilit la creație. Al treilea mesaj vine după legea duminicală,
deghizat în încă o schimbare a legii calendarului și avertizează asupra pericolelor dacă mergem împreună cu o metodă falsă de calcul după ce calendarul adevărat a fost proclamat atât de mult. Mesajele celui de-al doilea și al patrulea înger sunt de asemenea o repetare reciprocă, ambele dezvăluie înșelătoriile pe care se bazează calendarele contrafăcute. Ziua în care cineva alege să se închine, revelează că Yahua își păstrează loialitatea. Toți cei care vor primi sigiliul lui Yahua trebuie să îl asculte și să se închine lui în sabatul său. Atunci când în fața neplăcerii și chiar a pierderii mari, aleg să se închine Creatorului în ziua în care a înființat-o ca memorial al creației, își arată loialitatea față de Creatorul cerului. Sigiliul legii lui Yahua se găsește în porunca a patra. Dintre toate cele 10 porunci, numai acesta scoate în evidență numele și titlul legiuitorului. El declară a fi creatorul cerului și al pământului și în felul acesta arată cerințele sale cu privire la respect și închinare mai presus de toți ceilalți. În afară de această poruncă, nu mai este niciuna în decalog care să arate prin a cui autoritate a fost dată legea. Când sabatul a fost schimbat de puterea papală, sigiliul a fost scos din lege. Ucenicii lui Iahușua sunt chemați să-l reabiliteze prin ridicarea sabatului poruncii a patra la poziția lui legitimă ca memorial al Creatorului și ca semn al autorității sale. Când poporul lui Yahua face acest lucru, ei se supun cu îndemânarea avertismentului celui de-al patrulea înger. Ieșiți din ea, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu aveți parte de urgiile ei. Dacă lumina sabatului adevărat al lui Yahua este acceptat, se va face separarea. Viața majorității oamenilor este structurată în jurul zilelor de muncă, săptămânii și vacanțelor. Deoarece adevăratul sabat plutește prin săptămânile continue ale calendarului gregorian, toate zonele vieții sunt puternic afectate. Nu este ușor. Marele obstacol, atât în calea acceptării, cât și a promulgării adevărului, este faptul că implică neplăceri și reproșuri. Acesta este singurul argument împotriva adevărului pe care apărătorii săi nu au putut niciodată să-l respingă. Dar acest lucru nu împiedică adevărații adepți a lui Yahushua. Aceștia nu așteaptă ca adevărul să devină popular, fiind convinși de datoria lor. Aceștia acceptă în mod deliberat crucea, iar Apostolul Pavel spune că căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. 2 Corinteni 4 cu 17. Lumina avansează, mielul conduce poporul său tot mai sus. Va avea un popor care îl va urma?